Bun găsit, stimați telespectatori! Sunt doctorul Emanuel Chețan, gazda dumneavoastră în cadrul seriei de emisiuni medicale Sănătatea în obiectiv. Una dintre marile binecuvântări de care Dumnezeu ne face parte este chiar sănătatea. Însă, ce facem atunci când aceasta are de suferit? Ei bine, în cadrul acestor emisiuni medicale căutăm, cu ajutorul specialiștilor, să ne informăm și să înțelegem anumite afecțiuni medicale cu care ajung să se confrunte unii dintre semenii noștri, fie că e vorba despre copii, tineri sau persoane în vârstă, bărbați sau femei, astfel că dorim să aflăm printre altele care sunt cauzele bolilor despre care discutăm, cum anume se manifestă acestea, care sunt posibile resurse terapeutice disponibile la ora actuală și de ce nu, cum anume ar putea fi prevenite unele dintre ele. În acest sens, în emisiunea de astăzi, o avem ca și invitată pe doamna doctor Adela Daniela Teodorović, medic specialist pneumolog și totodată Medic specialist alergologie și imunologie clinică. Doamna doctor, bun venit în studioul emisiunii Sănătatea în Obiectiv. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Acum, ținând cont de faptul că în emisiunea de astăzi avem în studio un specialist pneumolog, am ales ca de această dată să discutăm cu ajutorul doamnei doctor despre TUSE. În acest sens, aș dori să intrăm direct în subiectul nostru de astăzi și aș începe, doamna doctor, prin a vă ruga pentru început să ne explicați puțin ce anume reprezintă tusea. Tusea reprezintă un act reflex dat de o iritație a căilor aeriene. Nu este o boală în sine, ci este un simptom care poate să apară în diverse boli pulmonare sau chiar boli extrapulmonare. Probabil este cel mai frecvent simptom care aduce pacientul la medicul specialist pneumolog. Acum, continuând discuția noastră pe marginea acestei teme, Aș dori să vă întreb: câte tipuri de tuse există? Dacă ne luăm după durata tusei, putem să vorbim de o tuse acută, care durează până la 3 săptămâni, respectiv o tuse subacută între 3 și 8 săptămâni, și o tuse cronică, care se întinde peste 8 săptămâni. Tusea acută, de obicei, este gestionată de medicul de familie, apare în bolile virale, în diverse infecții bacteriene care sunt autolimitate, trec cu tratament uh, minimal. Tusea cronică în schimb uh, se întinde peste 8 săptămâni și de multe ori este dată de o boală mai gravă sau uh, are ca și cauză o boală extrapulmonară. Dacă ar fi să împărțim uh, tusea după prezența sau absența secrețiilor, vorbim de o tuse seacă care uh, apare de obicei în bolile extrapulmonare, boli care țin de alte aparate și sisteme, cum ar fi boala de reflux gastroesofagian, sau ca și reacție adversă la administrarea de medicamente, dar poate să apară și ca. O coadă a unei infecții, după o tuse productivă, poate să treneze o tuse seacă până la 6-8 săptămâni. Dacă tusea este cu secreții, atunci vorbim de o tuse productivă. De cele mai multe ori, tusea productivă este apanajul bolilor pulmonare, și uh, atunci se adresează pacientul medicului pneumolog. Explicațiile pe care ni le-ați dat din nou sunt uh, extrem de importante. Uh, aș dori, în acest sens, să vă întreb un următorul lucru. Odată cu instalarea tusei, când anume ar fi cazul să ne adresăm medicului specialist? Um, o tuse nouă apărută, de obicei, este gestionată de medicul de familie sau poate pacientul își gestionează acasă singur. Dacă persistă tusea, dacă apar elemente de gravitate, prezența puroiului, febră înaltă, atunci medicul de familie, în Cazul în care tratamentul nu funcționează corespunzător, va trimite pacientul către medicul specialist pneumolog. De asemenea, o tuse cronică care trenează mai mult de 6-8 săptămâni va fi gestionată prin medicul pneumolog. Dacă sunt anumite situații în care tusea este însoțită și de expectorație cu sânge sau este o tuse aerată cu expectorație sanguinolentă, atunci se va adresa pacientul de primă intenție către un serviciu de urgențe. La fel, dacă este o suspiciune de aspirație de corp străin, atunci nu se așteaptă prezentarea într-un serviciu de pneumologie sau la medicul de familie, ci se va adresa direct unui serviciu de urgențe. Atunci când vorbim în general despre o afecțiune medicală, suntem interesați printre altele și de cauzele afecțiunii respective. Astfel că, în acest sens, aș dori să vă întreb care ar fi potențiale cauze ale tusei. O să împărțim cauzele în cauze pulmonare, care țin de uh, plămâni și cauze extrapulmonare, care țin de alte organe. Dintre cauzele pulmonare, cred că cea mai frecventă cauză de tuse uh, este infecția virală de cele mai multe ori, care este autolimitată o săptămână, două, după care tusea se liniștește. Bineînțeles că pot fi și situații în care infecția este de natură bacteriană. Atunci este necesar tratament antibiotic, bineînțeles, instituit de medicul de familie, sau dacă ajunge pacientul într-un serviciu de pneumologie, după o evaluare prealabilă, se va institui și un tratament antibiotic. Există și situații de tuse prelungită care este acompaniată și de alte semne și simptome generale cum ar fi transpirații nocturne, febră, frison, scădere ponderală. Dacă și pacientul este dintr-un mediu mai defavorizat atunci ne putem gândi și la o tuberculoză pulmonară. Altă cauză pulmonară de tuse sunt bronșiectaziile care înseamnă dilatația căilor aeriene și astfel secrețiile se adună în aceste căi aeriene, apare o tuse cu spută voluminoasă, câteva sute de mililitri pe zi. O altă situație în care poate să apară tusia este cancerul bronhopulmonar. Știm cu toții că fumatul este principala cauză a cancerului bronhopulmonar. Dintre cazurile de cancer, 9 din 10 pacienți sunt fumători. În acest caz, dacă pacientul se prezintă și relatează o schimbare a caracterului tusei, având în vedere că majoritatea fumătorilor sunt tușitori cronici, atunci ne vom gândi și la un posibil neoplasm pulmonar. O altă situație sunt bolile obstructive cronice și aici avem două entități mari și anume asmul bronșii, care este o bolă obstructivă reversibilă cu tratament sau uneori chiar și spontan. În perioadele de exacerbare, în perioadele de crize pot să apară diverse simptome, inclusiv tusea. O altă situație este bronhopneumopatia obstructivă cronică, din nou, este apanajul fumătorilor de cele mai multe ori, atunci când obstrucția pe căile aeriene este fixă, și apare din nou tusea în perioadele de acutizare. O situație mai rară, dar care este cu un potențial de evoluție grav, este fibroza pulmonară idiopatică, care poate să fie însoțită și de tuse. Dintre cauzele extrapulmonare de tuse. Menționez problemele din sfera orele, diverse rinite pot da tuse. Există o situație care se numește rinorea posterioară când secrețiile se scurg în spatele nasului și apare tusia. Pe lângă problemele din sfera orele, sunt afecțiunile din sfera gastroenterologică și anume boala de reflux gastroesofagian. Atunci când sucul gastric ascensionează pe esofag și ajunge la intersecția căii digestive cu calea respiratorie, centrii tusei sunt iritați și apare reflexul de tuse. Uneori, tusea poate să fie singurul simptom care ne duce cu gândul la o boală de reflux gastroesofagian. Deci, poate să existe în absența altor simptome, cum ar fi arsura în spatele sternului. O altă situație... Deci, iată că mă scuzați că intervin, Iată că uh, un simptom ca și tusea poate fi practic apănajul unei boli extra respiratorii, ca să spun așa. Exact, deci nu este obligatoriu că atunci când tusea apare, să fim în fața unei boli pulmonare, ceea ce de multe ori surprinde pacientul când îl trimitem la alte consulturi. De asemenea, tusea poate să apară ca și o reacție adversă medicamentoasă și aici vorbim de medicamente administrate pentru hipertensiune. Este o clasă de medicamente uh, numită, prescurtat, IECA, inhibitori a enzimei de conversie a angiotensinei și care au uh, această reacție adversă. Menționez că TUSIA poate să apară oricând în cursul tratamentului, deci unii pacienți ne relatează că ei fac același tratament de ani de zile, de ce acum a apărut TUSIA? poate să apară oricând și după întreruperea tratamentului, tosea poate să persiste o perioadă mai lungă de timp. Este uh, un efect advers de clasă, deci nu ne ajută la nimic să schimbăm uh, medicamentul cu un alt medicament din aceeași clasă, ci va trebui schimbată clasa cu totul. Uh, sunt medicamentele care se termină în pril. Și ca și exemple, exemple captopril, perindopril, enalapril, dar deținut seama și de faptul că în tratamentul antihipertensiv sunt și multe combinații, sunt combinații de două medicamente, de trei medicamente, deci trebuie văzut exact ce conține combinația respectivă. Pe lângă cauzele amintite, mai pot să fie și cauze mai rare de tuse, cauze cardiace, în insuficiența cardiacă sau cauze psihogene, dar acestea sunt de asemenea apanajul specialităților respective. Rolul nostru este să căutăm în momentul în care apare un pacient cu o tuse, o cauză pulmonară, dacă excludem o problemă de natură pulmonară, atunci vom trimite pacientul în funcție de alte simptome care acompanează tusea către alți medici specialiști. Acum, tot la acest capitol al cauzelor Tusei, aș dori să vă întreb: Care ar fi investigațiile recomandate pentru a putea diagnostica cât mai exact cauzele Tusei? De primă intenție, este o radiografie toracică. Uneori, pacientul vine deja cu o radiografie efectuată într-un alt serviciu sau la indicația medicului de familie. De menționat este faptul că radiografia toracică doar ne orientează asupra cauzei de tuse, nu este obligatoriu să și lămurim. Dacă avem o suspiciune de tumoră sau uh, o fibroză pulmonară, este necesar de a urca uh, o treaptă pe scara investigațiilor și de a face un CT toracic, un computer tomograf, care ne aduce mai multe informații uh, în această direcție. Ca și investigații, în același timp, aș putea să spun, se fac și analize de sânge, o hemoleucogramă, probe inflamatorii. Din hemoleucogramă putem observa dacă sunt crescute ozinofilele care ne duc cu gândul la un az bronșic, alergic. Dacă sunt crescute probele inflamatorii, este posibil să ne aflăm în fața unei infecții de tract respirator. Dacă suntem în fața unei tuse productive, atunci se poate pune problema și punem de obicei problema unui examen de spută care ne arată atât celularitatea, dacă sunt celule anormale în spută, cât și posibila prezență a bacteriilor. Și atunci vom face tratament țintit. O altă investigație care o putem face în cazul prezenței tusei este spirometria, care este o probă funcțională Respiratorie ne arată capacitatea uh, plămânilor. Deci, dacă radiografia ne arată uh, felul în care arată un plămân sau plămânii, spirometria ne arată cum funcționează plămânii. Și sunt anumite situații, și anume bolile obstructive cronice, pe care le-am amintit, azmul bronșic, de aceea spuneam că este reversibil, pentru că spirometria uh, poate să fie normală sau. Este modificată și după tratament se normalizează, respectiv bronhopneumopatia obstructivă cronică, prescurtată BPOC, care ne arată o, o obstrucție fixă pe căile aeriene. Deci, căile aeriene funcționează doar parțial. O altă investigație, dacă este necesar, este bronhoscopia, care este o investigație neinvazivă. În principiu, se vizualizează căile aeriene superioare, o parte din căile aeriene inferioare, și la nevoie se poate efectua un aspirat, și ne lămurește asupra prezenței diverselor celule. După cum spuneam, dacă nu punem în evidență o cauză pulmonară. A TUSEI, vom adresa pacientul către alți uh, specialiști, respectiv specialistul gastroenterolog sau, uh, dacă este necesar, specialistul uh, orele. Am înțeles. Acum, noi ne apropiem în ce de finalul emisiunii noastre, însă, înainte de a încheia, aș dori să vă mai adresez o ultimă întrebare, uh, o întrebare extrem de importantă pentru telespectatorii noștri, și anume, cum anume tratăm TUSEA? Tusea se tratează în funcție de uh, cauză, aș putea să spun, și ca o regulă generală, tusia nu beneficiază automat de tratament antibiotic. Este foarte important de reținut acest lucru pentru că pacienții se prezintă în serviciul de pneumologie și așteaptă să primească un antibiotic, lucru, lucru care de cele mai multe ori nu se întâmplă. De cele mai multe ori, tusia nu este de cauză infecțioasă sau și dacă este. Um, Reziduală după o infecție de tract respirator, nu mai beneficiază la momentul prezentării în cabinet de tratament antibiotic. Deci, tuzia nu înseamnă neapărat tratament antibiotic, ci doar în cazuri uh, atent selecționate care sunt dovedite a avea o etiologie bacteriană. Dar în funcție de natura tusei, dacă este o tuse productivă, atunci uh, nu vom da antitusive. Deci nu ne dorim să oprim tusea astfel încât secrețiile se stagneze în arborele bronșic, deoarece există riscul de a se suprainfecta. Tusea este și un mecanism fiziologic de curățare a căilor aeriene, prin urmare, atâta timp cât vor exista secreții, noi vom ajuta ca aceste secreții să se elimine prin diverse produse expectorante, fluidificante. Cel mai important aș zice că este hidratarea corespunzătoare, ceaiuri călduțe, minim 2 litri de lichide pe zi, la care se poate asocia în prima fază diverse siropuri pe care le cunoaștem, sirop de patlagină, sirop de munguri de pin. Și dacă este necesar, vom interveni și cu preparate medicamentoase de tipul acetilcisteină, care este un expectorant mai, mai puternic, să spunem așa. Dacă tusea, în schimb, este seacă, atunci se poate pune problema unui uh, preparat antitusiv de genul uh, opioidelor, dar uh, doar la indicația medicului specialist, în cazuri selecționate. Totodată, dacă suntem în fața unui asbron și tusigen, există această variantă de uh, boală un tip particular de ați la care singurul simptom este tusea, atunci se poate pune problema unui tratament glucocorticoid inhalator. Deci un, un puf care se dă în azbun bronșic și care va ajuta pacientul și va calma acest simptom. Extrem de prețioase informațiile pe care le-ați oferit astăzi. De aceea, doamnă doctor, țin să vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio emisiunii noastre și pentru toate informațiile oferite. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mai așteptăm la emisiunea Sănătatea în Obiectiv. Mulțumesc! Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Nu uitați, sănătatea este un dar de la Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să o prețuim și să avem grijă de ea atât cât ține de noi. Până la o nouă emisiune, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și multă sănătate!